mâine, poimine, cred că se fac vreo 13 ani de când eu îl cunosc, de când am intrat eu în politică și l-am cunoscut pe Mircea Cosma. În 99 s-a întâmplat treaba asta și m-a frapat încă de atunci capacitatea de a deschide drumuri și de a ne lumina nouă celorlalți. Eu veneam totuși și, cum să spun, consideram că am un bagaj puternic în spate și totuși mi-am dat seama că pe Mircea Cosma trebuie să-l asculți și are vocația asta de constructor născută. Nu vreau să fac o pledoarie pentru că e cunoscută poziția mea. M-am mândrit în 2000 când, în 2001, când făceam lecții pentru toate județele, primele principii despre parcuri industriale, despre parteneriate, despre astea, au plecat de la Prahova, cu Mircea Cosma, președinte al județului. Pe mine nu mă miră că astăzi oamenii din acest județ, și dacă n-ar fost o fractură provocată de noi, din interiorul partidului, în 2004, Mircea Cosma ar fi avut șansa adică două mandate consecutive, ceea ce este foarte important pentru dezvoltarea unui județ, să ai o continuitate în gândire și în proiecte care să o duci la bun sfârșit. Avem această șansă în acest an, adică poate Mircea Cosma să aibă un mandat, încă un mandat, să aibă 8 ani la dispoziție, tocmai de-aia cred că cetățenii din județul ăsta, făcând comparațiile necesare, pe că au avut ocazia să mai vadă președinte de Consiliul Județene, le este foarte clar că în afara vocației pentru istorie, pentru sentimentul național, Mircea Cosma chiar face foarte mult. Deci le-a făcut.